Ședință importantă la sediul Partidului Social Democrat cu sondajele pe masă, sondaje în care candidatul susținut de PSD-PNL ocupă doar locul al treilea, cel puțin în sondajul de la Avangard. Astăzi vom afla cine vor fi candidații pentru primăriile de sector, pentru că incertitudine l-au legate de primăriile sectorului al doilea și al cincilea. Astăzi vom avea lista completă. Haideți să ascultăm o declarație făcută în urmă cu puțin timp de Marcel Ciolacu despre lista PSD-PNL, cum va arăta în București. Eu cred că bucureștenii vor lua o decizie corectă și vor vota domnul profesor doctor Cătălin Cârstoi. Este cea mai europeană propunere, mai mult vorbim de o coaliție a celor două mari partide. Alte cuvinte, va avea și o majoritate în Consiliul General al Capitalei. Mai mult, va avea o coerență și o colaborare directă și cu președintele de la Ilfo, și cu Ministrul Transporturilor, și cu Guvernul României. În ceea ce privește votul politic, actuala alianță electorală va câștiga alegeri. Asta se întâmplă pe frontul electoral. În economie, analiștii financiari atrag atenția că leul este în pericol de prăbușire. Deficitul financiar al României, despre care a vorbit și Marcel Ciolacu, deși este unul care se situează sub perspectivele optimiste ale guvernului, nici ăsta nu-l sperie pe Marcel Ciolacu. El vorbește despre deficit, îl ascultăm. Nu e nicio problemă. La fel, în fiecare an, în ianuarie sau februarie, vine cataclismul și nenorocirile se așează peste români și peste români. Nu este o problemă. La fel cum am asumat anul trecut, că ne încadrăm într-un deficit rezonabil și real. Nu putem să intrăm în foamete, să băgăm... Eu am trăit acea perioadă când un dictator a luat decizia să intre o țară în foamete, să plătim datoriile. Nu le-am făcut eu. În legătură directă, domnul profesor, doctor în economie, Mircea Coșa. Bună ziua, domnule Coșa, mulțumesc mult pentru intervenția dumneavoastră. Salut, domnule. Îl salut și mulțumesc fostului ministru de finanțe, domnul Gheorghe Alămițianu, PMP. Bună ziua, domnule ministru, vă mulțumesc și dumneavoastră. Salut, mâna. Folosește cuvinte foarte simbolice, domnul Ciolacu, spune că nu va băga țara în foamete ca un fost dictator doar de dragul deficitului, spune că nu e nicio problemă. Între timp, domnule profesor Coșa, după cum spuneam, perspectivele legate de moneda națională sunt unele sceptice, leul s-ar putea prăbuși, după cum susțin analiștii financiari. Iar la nivel european, la nivelul Comisiei Europene, cifrele din nou diferă de cele ale statului român. Noi avem niște situații care sunt contradictorii. Pe de o parte, ni se spune la nivelul Băncii Naționale a României, prin vocea șefului economist de acolo, că situația este extrem de gravă, că ar trebui să ne așteptăm la o austeritate care încă n-am mai cunoscut-o până acum, să începem să ne reparăm pantofii, să mergem cu trenul, nu cu avionul, în sfârșit. Jale mare. Lucrurile merg foarte, foarte prost și asta pentru că trăim mai mult decât posibilitățile noastre. Ce vrea să spună Banca Națională? Pentru că, de fapt, domnul economist șef nu vorbește ca persoană fizică, nu are voie să facă așa ceva. Este, de fapt, poziția Băncii Naționale care arată că intrăm într-o situație dificilă, ne atenționează, că ne depășim posibilitățile în sensul în care există un deficit imposibil de acoperit din posibilități interne, adică din rezultatele economiei naționale. Domnul prim-ministru este optimist, e greu de spus de ce este optimist, de ce este atât de cum să spun eu, liniștitor față de situația în care ne aflăm, pentru că deficitul pe care România îl are nu este o nenorocire, nu e un dezastru, nu e o apocalipsă, cum spune domnia sa, este o oglindă a faptului că economia nu are capacitatea să lucreze la nivelul la care este normal pentru alimentarea bugetului, că nu are o instituție, în speța ANAF-ul, care să facă o colectare bună la buget, că nu are o politică de reformare administrativ-teritorială, că nu are o politică de reformare cheltuielilor publice care să ducă la reducerea deficitului.
Acum, ca să fim corecți cu teoria economică, probabil că domnul prim-ministru are un consilier sau mai mulți care citesc foarte mult. Sigur că acolo reiese foarte clar că deficitul poate să fie folosit. Unele țări au lucrat cu deficit. Dar numai pentru investiții productive, adică deficitul era investit în niște lucrări care multiplicau valoarea investiției, în care aveau garanția că într-un număr de ani, pe o bază de calcul strategic foarte exactă, cu priorități, la o anumită dată, deficitul era acoperit prin ceea ce se crea. Dar noi nu există așa ceva. Nu există. Deci deficitul pentru ce este folosit? Pentru alimentarea fondului de pensii, pentru cheltuielile statului, care sunt din ce în ce mai mari. Nu când zicem că trebuie să intrăm într-o perioadă de reducere a cheltuielilor, guvernul înființează o nouă instituție, acea agenție de coordonare a capital majoritar de stat, niște salarii imense, nu reduce numărul de secretari de stat, din contră cresc și așa mai departe. Deci, în momentul de față, eu cred că deficitul ar trebui să fie, dacă nu o sperietoare, dacă nu o apocalipsă, măcar să fie un element de îngrijorare la nivelul guvernului și să ia în seamă ceea ce spune Uniunea Europeană și nu numai Uniunea Europeană, și OCDE-ul, că România are nevoie de o macrostabilizare mai precisă, în sensul în care raportul dintre venituri și cheltuieli să fie mai bine reglementat. Pe mine nu m-a liniștit domnul prim-ministru că a spus că chiar domnia sa nu a perceput că e o nenorocire. Eu sunt convins că domnia sa n-a perceput, dar anumite persoane în România asta cred că au perceput. Prin ce? Prin prețul foarte mare al alimentelor de bază, care crește, și mai ales un lucru care mă preocupă în ultimul timp foarte mult, prețul foarte mare al medicamentelor și al procedurilor medicale. În România, având conform statisticii peste 5 milioane de persoane aflate în tratament medical. Vă dați seama? E o cheltuială. Cheltuiala asta cred că e simțită de deficit. Da, domnule Iaromițianu, dumneavoastră sunteți liniștit? Adică, după cum spune domnul Coșa, există o lume a celor care sunt confruntați cu prețurile mari pentru medicamente, pentru mâncare, pentru servicii și așa mai departe, și această lume în care totul merge bine, perspectivele sunt extraordinare. Mai vine și domnul de la BNR, economistul șef, după cum spunea domn profesor Coșa, care zice, păi, obișnuiți-vă și voi să nu mai cumpărați lucruri noi, folosiți-le pe cele vechi și mai mergeți și cu trenul. Nu știu de ce domnul prim-ministru este atât de liniștit. Nu ia în considerare nici ce spun foarte mulți români și nu ia în considerare nici ce spunem noi, care ne mai pricepem la finanțe, la economie, chiar și instituții importante, mă refer la Banca Națională, ce spun instituțiile internaționale, Comisia Europeană, Fondul Monetar, Banca Mondială. Pentru că foarte mulți români spun că așa de greu n-au trăit niciodată. Puterea de cumpărare a scăzut foarte mult. Iar România trăiește pe datorie. Să nu uităm că anul trecut stocul de datorii a crescut cu 117 miliarde de lei și nu s-a făcut nicio investiție majoră. Deci România trăiește pe datorie și se măresc cheltuielile permanente și crește datoria publică, deficitul bugetar, care înseamnă datorie. Și totuși suntem într-o perioadă de creștere economică. Dacă, Doamne ferește, vine o cădere economică, cum s-a întâmplat în 2009 sau în 2020, cu un deficit care acum e estimat la aproape 7%, ne ducem la 20%, pentru că domnul prim-ministru Ciolacu spunea că în 2020, când am avut economia închisă, am avut un deficit de 9%. Pe acum avem, se estimează 7% și vedem deficitul pe primele două luni, care este mai mare cu vreo 11 miliarde față de anul trecut, care se acoperă din datorie. Și vedem încasări, într-adevăr, suplimentare față de anul trecut, dar din anularea facilităților fiscale și cu efect negativ asupra mediului de afaceri și din creșterea TVA-ului. Iar acele venituri inventate de domnul Boloș cu domnul Ciolacu, venituri din digitalizare, nu avem zero.
Deci acolo, deci bugetul nu reflectă realitatea. Eu înțeleg că domnul prim-ministru, fiind în campanie electorală, vrea să ne liniștească, dar nu. Noi vedem cum trăim și vedem cum România se împrumută. Și nu există perspectivă pentru a se îmbunătăți nivelul de trai. Indiferent că indexează pensiile și recalculează, că mulți pensionari au spus mai bine nu ne indexați pensiile, nu le recalculați, dar prețurile să rămână stabile. Pentru că e cea mai cinică măsură pe care a luat-o actuala coaliție PSD-PNL să majorezi pensiile și salariile din creșterea de impozite și taxe. Acestea se duc în prețuri. Și atunci acea spirală inflaționistă ne costă. Și dânsul stă lejer și spune că nu e nicio problemă cu deficitul bugetar. Păi datoria aceasta cine o mai rambursează? Sper că nu rambursează din firma pe care a lăsat-o la Buzău, covrigăria. Nu, datoria trebuie rambursată și în momentul când ai creștere economică, îți rambursezi împrumuturile, nu te împrumuți, pentru că vine și o perioadă grea de criză și atunci ce faci? Duci țara în gard, așa cum e condusă România, să știți că există riscul unei blocări din punct de vedere financiar, chiar când spunând domnul prim-ministru că nu contează deficitul bugetar, mulți creditori financiari își freacă mâinile, pentru că România va fi o țară benefică, adică care asigură beneficii foarte mari creditorilor financiari, pentru că se împrumută la cele mai mari dobândi. Când o să mai rambursăm împrumuturile? Aici este problema. E o gestiune financiară proastă. Domnul profesor Coșa spunea că are economiști lângă dânsul, lângă domnul Ciolacu, dar cred că și aceia sunt politruci, că îl încurajează să facă datorii și nu contează. Anul ăsta, după noi, potopul, pentru că vedem că bugetul e folosit numai electoral. Plus către primari care sunt racolați, deci nu este nimic pentru bunăstarea românilor. Domnule profesor, perspectiva în care leul s-ar putea prăbuși, ce ar însemna asta pentru economie? Nu sunt foarte, foarte sigur că leul se va prăbuși. Cred că Banca Națională va face efortul ca să-l menține la un plafon rezonabil, așa cum ne-am obișnuit, pentru că efectele ar fi absolut catastrofale pentru România. Toate lucrurile s-ar duce într-o direcție, cum să spun eu, imposibil de suportat de populație. Toate prețurile vor crește, toate lucrurile vor fi pe o spirală a creșterii care nu mai poate să fie suportată. Întreprinderile mici și mijlocii sunt decapitalizate. Ele vor intra într-o perioadă dificilă ca urmare a efectelor ordonanței Trenulețul. Acum mai vin și aceste majorări de salariu minim care e tot pe spatele antreprenorului. Toate lucrurile astea fac ca economia să fie fragilizată. O destabilizare a leului, ca să zic așa, nu o prăbușire a leului, ar fi o chestiune foarte, foarte gravă. Nu aventurez ca să spun așa ceva, de fapt niciun economist, niciun analist nu trebuie să facă astfel de prognoze pentru că ele influențează foarte mult piața. Deci lucrurile aici sunt în derulare, să vedem cum vor fi. Oricum, în situația în care România va avea deficitele pe care le are și sunt deficite gemene, nu e un singur deficit la nivelul bugetului, și deficitul balanței comerciale și deficitul contului curent, atunci ne putem aștepta și la o situație neplăcută pe piața monetară. Dar lucrurile astea vor fi până la urmă văzute după ce ieșim din ciclul electoral. Atunci va fi adevărul scos la lumină. Despre adevăr e mai greu să vorbim acum, nu că nu i-am crede, domnule Ialomițianu, dar puțin mai devreme l-auzeam pe ministrul fondurilor europene, pe domnul Câciu, spunând că cifrele au fost transmise greșit sau au fost înțelese greșit, adică toată lumea pare că nu înțelege ceea ce transmit birocrații români. De ce? Doamna Laura Chiriac, noi nu trebuie să ne uităm numai la cifre. Ne uităm cum trăim, care este nivelul de trai în fiecare zi. Că creșterea prețurilor, mulți își pierd locurile de muncă. Dar domnul Căciu ar trebui să fie mai îngrijorat
cum se cheltuiesc banii din PNRR, pentru că 9 miliarde de euro sunt încă, la Banca Națională și ne spunea că până la jumătatea anului 2026 trebuie să finalizăm investițiile din PNRR ca să rambursăm, ca să nu rambursăm banii respectivi. Asta trebuie să ne spună ministrul fondurilor europene. Cum să investim ca banii să ajungă în economie? Că am văzut că și la Brașov s-au tăiat bani din domeniul sănătății, pentru că deși primăria Brașov, domnul Coliban, are un proiect pentru construirea unui spital, s-au tăiat banii de la sănătate. Să ne spune domnul Căciu de ce s-au tăiat banii de la sănătate. Că brașovenii sunt văduvi. Iar domnul Ciucă vine azi la Brașov, ce să spună? Să lanseze un fost primar care a pierdut alegerile în 2020 pentru că n-a făcut în ultimul mandat. Ce să le spună? V-am tăiat banii din domeniul sănătății? Asta trebuie să ne spună domnul Căciu. Cum să atragem banii europeni să nu ne mai împrumutăm? Că domnul Ciolacu spunea, ne împrumutăm, ci nu contează. Păi de ce nu folosim banii europeni? Asta trebuie făcut. Iar domnul Ciolacu ne spune, trebuie să introducem impozitul progresiv. Păi asta înseamnă sărăcirea românilor. Dreapta Unită va susține cota unică, că e singura care asigură cât de cât bunăstare românilor. Nu e impozitare progresivă, se... sărăcim și pe cei care cât de cât câștigă și obțin veniturile din munca prestată în sectorul privat. Da, dar aveți dreptate, domnul Ciolacu. Spune, vă rog. Actuala coaliție PSD, ce noi trebuie să guvernăm, dar începând de la anul o să vedeți ce impozite o să plătiți. Păi asta e perspectiva unei coaliții care vrea să asigure stabilitate? Da, pare că toată ideea, unei campanii electorale, domnule Coșa, că de-aia vin partidele în fața alegătorilor, vin să le spună oamenilor cum pot să le facă viața mai bună, mai ușoară, cu acces mai bun la sănătate, la educație, la, nu știu, alimente mai sănătoase și așa mai departe. Oriceea ce vedem acum este o negare de fiecare dată când sunt întrebați liderii politici. Și ce părere aveți despre cifrele deficitului așa cum sunt transmise ele de către Comisia Europeană? Sunteți alarmiști? Sunteți prăpăstioși? Nu vine apocalipsa? Adică e un fel de ceartă așa a politicienilor cu jurnaliștii care nu fac altceva decât să facă ecoul unor cifre care până la urmă tot apar în spațiul public. Da, este o tendință care o observ și eu cu părere de rău, și anume încercarea celor care ne guvernează și nu numai, și la nivel parlamentar și în alte parte, de a se certa cu presa, ca și cum presa ar fi un instrument răuvoitor care vrea să transmită societăți numai lucruri rele, numai lucruri defăimătoare la adresa lor. De fapt, noi avem o mare șansă, că asta e una dintre șansele democrației pe care o avem noi așa cum este ea, și anume că avem o presă care poate să spună ce vrea și să ne transmită și nouă lucrurile așa cum ar trebui să fie văzute. Pentru că dacă n-am avea această vis-a-vis, acest față-înfață cu politicienii, nu ne-am dat seama cât de goală de fapt este campania pe care noi o facem. Noi avem de fapt o campanie care se referă la anumite persoane, nu la anumite programe. Nu știm ce se întâmplă, de fapt, ce vrea candidatul pe care coaliția îl propune la București. Este un candidat propus și susținut, cum spunea domnul prim-ministru chiar la un interviu de acum câteva minute, de cele două mari partide. Ei și ce avantaj am eu ca cetățean, că e susținut de cele două mari partide, când eu nu știu despre domnia sa, decât că este un medic remarcabil, extraordinar, de bine cotat. Și mă și miră de ce renunță la această meserie pentru un post de administrator, dar mă rog, asta e problema domniei sale, care mi-a spus că București e un oraș bolnav pe care vrea să-l facă bine și atât. Nu văd niciun program la nimeni. Au început aceste jocuri pe care le cunoaștem foarte bine înainte de alegeri. Deodată s-a descoperit că ar trebui să facă o reclamație la DNA sau penală sau nu știu mai ce. Acum încep să se certe între ei, dar nu apar programe. Dacă mă refer la București, pentru că sunt bucureștean, sunt câteva lucruri care trebuie să fie în orice program și nu sunt.
Nu sunt. Nu mă refer numai la apă caldă și la căldură, că astea sunt obligații de primă natură a unui primar. Dar mă refer la faptul că Bucureștiul trebuie să aibă un plan de urbanizare conform normelor seismice, să aibă un plan de urbanizare conform cerințelor de transport și așa mai departe. Nimic. Nu ni se spune absolut nimic. Deci în condițiile astea, dacă presa n-ar fi cea care să încerce să scoată de la acești politicieni niște răspunsuri la întrebările pe care noi le-am face, nu s-ar întâmpla nimic. Acum văd și eu această unii devin arțăgoși, alții sunt chiar supărați că primesc întrebări. Nu, trebuie să ne răspundă, pentru că votul se dă pe două elemente. Pe realizările care au fost, dacă vrem să votăm pe cei care au fost, și pe propunerile și credibilitatea celor care vin. Niciuna din astea două nu le cunoaștem. Știm doar că lucrurile n-au mers nicăieri, că unii sunt aceiași care vor să vină, iar alții care vor să vină n-au absolut niciun fel de transparență în legătură cu ideile pe care le au. Nu vrem deocamdată realizări, că nu se poate, dar măcar ideea. Să văd și eu la un candidat care vine, că îmi spune, am un plan de pregătire a Bucureștiului, cel mai afectat oraș, în mod posibil, Doamne ferește, de cutremure din Europa, ce vreau să fac cu acest oraș? Nimic, nu știu nimic. Da, nu știm nici care sunt motivele pentru care în cele din urmă, după 3 luni de dezbateri, de proteste din partea presei, de avertismente din partea oamenilor bolnavi care s-au săturat să plătească taxa pe boală, mai ales că plătesc deja taxa asigurările de sănătate, deci e o dublă impozitare, răspunsul pe care primim este mai analizăm, la următoarea ședință vom discuta, doar că răspunsul ăsta noi îl primim de aproape 2 luni. Între timp au făcut nenumărate ședințe pe nenumărate alte teme, mai puțin această taxă pe boală pe care guvernul nu vrea să o elimine. A fost introdusă prin ordonanță de urgență la sfârșitul anului trecut și a rămas la fel. Domnul Vasile Barbu e președintele Asociației Protecției Pacienților, e în legătură directă cu noi. Bună ziua, domnule Barbu, mulțumesc pentru intervenție. Bună ziua și eu vă mulțumesc pentru invitație. Ce vă spun dumneavoastră? Alt text au față de pacienți decât față de jurnaliști, oamenii politici? Eu sunt uluit de modul cum motivează acest ministru al finanțelor, pentru că îmi pare rău, cred că domnul Coșa a putea să spună câte ceva despre acest ministru și despre faptul că are un asemenea discurs motivant pentru introducerea acestui impozit. Este un impozit pe o sumă asigurată, pe un serviciu de asigurare socială de sănătate. Deci așa ceva nu există în lume, pentru că, apropo, el spunea rândul trecut, data trecută, spunea că doar la noi în România nu se plătește impozit. Este un mare mincinos. Și o spun cu toată răspunderea, este un mare mincinos, pentru că și noi știm ce se întâmplă în Europa, cunoaștem sistemele de sănătate din Europa și din alte state. Este un mare mincinos, pentru că spune că, și acum motivează că doar la pacienții cu cancere și femeile. Da, pentru că aici, să spunem că sunt lucruri emoționante, dar acest individ nu știe ce se întâmplă cu un accident. Un om cu accident vascular cerebral nu știe ce se întâmplă cu un om care a fost lovit de o mașină și are piciorul fracturat și trebuie să stea circa 3 luni de zile imobilizat. Nu știe despre un om care a făcut infarct și depinde de natura infarctului, pentru că de multe ori trebuie să stea într-un concediu medical prelungit, pentru că altfel este pusă viața în pericol. Concediu medical nu este dat ca să ne odihnim. Concediu medical este dat pentru a nu ne complica boala. Deci sunt boli care, dacă nu medicul prescrie acest repaus, să știți, de efort fizic, de alte eforturi, tocmai cu scopul curativ pentru a contribui la vindecare. Dar asta ne spun nouă, da, vom menține doar, dar în timp ce au loc aceste dezbateri, taxa aia e aplicată pentru toată lumea. Yes. Și pentru bolnavii de cancer, și pentru cei care au AVC. Adică oamenii în continuare o plătesc, domnule ministru Alomințeanu. Este de neconceput motivul pentru care niște oameni deja bolnavi sunt puși să plătească o dublă impozitare de atâta vreme,
Iar răspunsul public e, vom vedea la următoarea ședință, la care oricum nu se discută nimic, totul e o minciună. Doamna Laura Chiriac, banii se dau tot de la asigurați. Nu se dau din altă parte, din impozite și taxe. Doi, dar cum să iei bani de la bolnavi? Și așa în perioada respectivă fac diverse analize medicale și mai scot niște bani din buzunar. Că nu toate acele analize sau medicamente sunt subvenționate sau sunt plătite din asigurările de sănătate. Și atunci mai vii să mai le reduci sumele respective. Iar actuala coaliție PSD-PNL justifică prin ministrul de finanțe, care nu-l înțeleg, mai e și preot și ar trebui să fie mai apropiat de oameni, pentru că așa ne învață la biserică, dar văd că când e ministru, se îndepărtează de la oameni, de oameni și e foarte cinic. Deci, în loc să-i ajuți, tu vii să-i impozitezi. Eu înțeleg că n-au bani la buget, dar trebuie să combată marea evaziune, nu să iei bani de la bolnav. Și eu am trecut ca ministru de finanțe într-o perioadă foarte grea, în funcție când România era în criză. Dar, Doamne ferește, nu m-am gândit nici în glumă, nu puteam să spun să iau bani de la bolnav. Doamne ferește! Sigur că sunt alte căi de a asigura bani, dar ei motivează că sunt unii care au concedii medicale care nu sunt adică bolnavi, ca să amâne și să ia bani de la toți. Nu, sunt cinici și este o irresponsabilitate față de om, față de cel care e bolnav, pentru că marea majoritate, eu sunt convins că cei mai mulți au obținut certificatele medicale în condiții reale și sunt în suferință și tu să le iei banii. E cinic. Domnul... N-am crezut că se poate ajunge până acolo. Și mai ales că domnul Boloș este și preot. Da, mă rog, asta nu știm. Poate că, nu, dar vreau să poate zic că ar trebui să avem alte pretenții. Dar ești într-o biserică, ești mai aproape de oameni, nu ca un finanțist așa care gândește mai rece. Da, acum, domnule ministru, și minte, să știți, deci dumnealui ne minte cu niște argumente pe care e foarte greu să, pentru că le putem verifica noi și le-am verificat. Deci nu poți să invoci așa ceva, este incredibil. Și aveți perfectă dreptate, că cred că cuvântul cel mai potrivit este cinism. Deci, domnule profesor Coșa, acum această suspiciune legată de concediile medicale care se dau pe nedrept de către medici care iau șpagă ca să dea aceste concedii medicale, există. El există și în alte țări europene, există în țări occidentale, sunt și în Franța, sunt și în Germania, oricât de bizar ar părea. Problema, deci nu neagă nimeni faptul că în România se dau concedii medicale pe nedrept unor oameni care nu au niciun fel de boală. Dar din cauza incompetenței autorităților de a investiga aceste cazuri și de a le amenda corespunzător, să-i pui pe bolnavii de cancer să plătească de 3 luni această taxă, este o expresie a eșecului statului. Da, sigur, nu există pădure fără uscăciuni, sigur că există și concedii medicale care nu sunt reale. Sigur că există o boală care se cheamă răceală, pentru că domnul prim-ministru spune că răceala n-ar trebui. Și răceala este o boală, ca să iei o aspirină, acum costă de 3 ori mai scump ca acum un an. Asta era ceva, dar este total inuman, este total împotriva oricărei rațiuni care țin de anumite principii ale conducerii unei națiuni, care nu sunt numai strict contabile, să impozitezi boala. Pentru că, așa cum spuneați dumneavoastră, incompetența și eșecul statului român este aceea, constă în faptul că nu poate să controleze și nu poate să ia măsuri împotriva greșelilor, împotriva abuzului, împotriva fraudei. Dar nu poți să tai o pădure pentru că ai un arbore uscat, ca să revin la ceea ce am spus mai înainte. Nu poți la bolnavii de cancer, la femeile care sunt însărcinate, în ciuda acestei politici de creștere a natalității, să mai și impoziteți. Nu se poate așa ceva. Mai ales că revin asupra unui probleme care acum, la sfârșitul carierii, mă preocupă foarte mult, și anume că în bugetul familiilor în toată lumea, cheltuielile pentru sănătate au crescut foarte mult. Lumea e bolnavă în lume. Toată lumea asta. Nu numai de COVID. Este ceva care se întâmplă. E un fenomen.
Nu poți să-l negi. Dacă vrei să ai o populație adevărată care să motiveze activitatea, să lucreze, să fie optimistă, trebuie să-i dai mâncare, trebuie să-i dai adăpost, trebuie să-i dai speranță, dar și sănătate. Asta e obligatoriu. Nu mai vorbesc de educație, asta rămâne de văzut. Înainte, copiii făceau prostii în școală că spărgeau geamul cu mingea, că se jucau în curtea școlii. Acum prostiile înseamnă sex în toaletă și altceva. Deci lucrurile aici trebuie remediate de la zero, e altă problemă. Dar sănătatea rămâne pe ordinea zilei ca fiind o prioritate. Nu poți să impozitezi boala. E ceva care, nu știu cum să zic, chiar atât de săracă este acum țara asta, chiar atât de incompetentă este politica fiscală a României, încât trebuie să impozitezi boala. Nu ai alte mijloace de creare a avuției, nu ai alte mijloace de colectare decât cancerul. Da, mulțumesc mult pentru intervențiile dumneavoastră, Gheorghe Alumițianu, Mircea Coșa, Vasile Barbu. Facem o foarte scurtă pauză. Discutăm despre o situație cât se poate de ciudată. Directorul general al Poștei se deplasează în China, o delegație îl însoțește de asemenea, o deplasare în interes de serviciu, doar că în urma acestei deplasări există suspiciuni legate de faptul că ar fi fost semnat un acord periculos pentru România. Discutăm despre asta după o scurtă pauză. Șeful Poștei Române a acuzat că a semnat un acord în China care nu a fost autorizat de guvern. Ministrul Digitalizării a cerut deja un raport. Ar fi vorba despre un acord care ar putea să fie periculos pentru România, potrivit unor informații publicate astăzi de Libertatea. Îi mulțumesc lui Dumitru Costin, este șeful BNS, Blocul Național Sindical, în legătură directă. Bună ziua, domnule Costin, mulțumesc pentru intervenție. Mulțumesc pentru invitație. V-am invitat pentru că Sindicatul Poștei este afiliat la BNS și pentru că vorbiți de mai multă vreme despre cazul acesta de la Poșta Română. Ne interesează ce acord periculos pentru România ar fi putut să semneze șeful Poștei. Dumnezeu știe ce a negociat și ce a semnat acolo. Astăzi de dimineață, la ora 9:30, ministrul Gruia ne-a invitat atât pe noi, ca parte sindicală, cât și pe membrii Consiliului de Administrație, directorul general și alți directori din companie și pe subiectul ăsta, știți că ne aflăm într-un conflict de muncă, am anunțat ieri seară data de începere a grevei generale în ceea ce privește pe cei care ne sunt membri. Ministrul încearcă să găsească o soluție la masa negocierilor și noi agrem acest lucru. Și astăzi, printre alte subiecte discutate, a fost și acesta al vizitei în China. Am avut încă o dată confirmarea că această deplasare s-a făcut fără să existe vreun mandat din partea ministerului, care este deținătorul a peste 90% din acțiunile companiei. Nu a existat vreun mandat dat de Consiliul de Administrație al companiei Poșta Română. Nu s-a aprobat în Consiliul de Administrație vreun buget pentru astfel de deplasare. Și când i s-a cerut să pună la dispoziție raportul de întâlnire, documentele, ce a făcut, a răspuns trimițând un pic la plimbare pe ministru, lucru care mi s-a părut absolut sfidător, ce, domnule, conform legii am vreo 10 zile la dispoziție în care să fac acel raport. E ciudată această atitudine. Tânărul ăsta, din păcate, are impresia că este proprietarul Companiei Naționale Poșta Română și nu doar un director general selectat în baza OUG 109, care, printre altele, conform codului penal, este echivalat cu un funcționar public. E ca și cum un funcționar public dintr-un minister să ce își negociază ceva cu alții prin nu știu ce țară de pe planeta asta și vine înapoi fără să aibă niciun mandat la el atunci când pleacă în discuții și negocieri. Bun, acum lucrurile sunt extrem de grave. Dacă s-a semnat un acord fără știința ministrului, fără știința guvernului, un acord care ar putea chiar să pună în pericol România, după cum scrie Libertatea, de vreme ce nu știm despre ce e vorba, știe ce nu putem decât să cităm sursa respectivă.
atunci lucrurile sunt foarte grave. Reamintiți-ne, domnule Costin, vă rog, care erau nemulțumirile sindicatelor referitoare la acest director? Nemulțumirile sunt multiple. În primul rând a eșuat în negocierea contractului colectiv de muncă, pentru că am ajuns în momentul de față în conflict de muncă. Am trecut săptămâna trecută printr-o grevă de avertisment. El a avut mandat de la Consiliul de Administrație, spre exemplu, să ducă la bun sfârșit negocierile cu partea sindicală, cu organizația sindicală reprezentativă, afiliată BNS. N-a reușit acest lucru. Am ajuns în acest scandal. În paralel, domnia sa cu de la sine putere, pentru că astăzi, pe un alt subiect, președintele Consiliului de Administrație a confirmat că acest director general n-a avut mandat pentru ceea ce urmează să vă spun acum, a negociat cu o altă entitate juridică, o altă organizație sindicală, de data asta de casă pe care și-a creat-o și pe care o sprijină, un acord în care prevede creșteri de salarii în interiorul Companiei Naționale Poșta Română cu aproape 21.000 de salariați, doar pentru un număr limitat de salariați, cu toate că legea este explicită în România, atunci când se negociază ceva la nivelul unei companii, se negociază pentru toți salariații, indiferent că sunt sau nu sunt membri de sindicat. Deci președintele Consiliului de Administrație ne-a confirmat astăzi tuturor, inclusiv ministrului, că omul ăsta de capul lui a negociat niște creșteri salariale pentru nu știu câteva sute, 1.000, 2.000 de oameni, habar n-am. Sunt multe lucrurile pe care nu le-a făcut. Ce a mai apărut astăzi ca element de noutate, zic ca element de noutate pentru că ministrul, dar și echipa domniei sale a insistat foarte mult asupra accesului la niște contracte comerciale semnate recent, care se pare că au fost semnate în defavoarea Companiei Naționale Poșta Română. Este vorba de niște tipuri de prestații pe care, spre exemplu, Poșta Română le făcea în urmă cu câțiva ani de zile pentru aceiași beneficiari, undeva la 1,80 lei per prestație, și înțelegem din discuțiile purtate astăzi că noile contracte pun poșta în situația de a face aceleași servicii, aceleași tipuri de servicii, de data asta cu mult mai puțin bani, cu 1,15 lei, în condițiile în care crește costul forței de muncă, doar ca urmare a creșterilor de salarii minime. În România, spre exemplu, din 2019 până în prezent, discutăm de aproape o creștere pe minim de 60%, da? Creșterea prețurilor energiei și mai departe. Nu știu ce miracole a făcut. Din moment de față este suspectat că am înțeles că unul dintre contracte este deja în investigarea DNA-ului, urmează să apară și celălalt. Se pare că ar fi chiar niște contracte în defavoarea companiei pe care o conduce, dar astea sunt treburi care țin de alte instituții, inclusiv de corpul de control al ministrului sau al primului ministru. Da, mulțumesc mult. Poate vom afla și noi totuși ce s-a semnat în China, că este important. Mulțumesc mult, domnule Dumitru Costin, pentru intervenția dumneavoastră. Ne întoarcem pe scena politică. Vă spuneam o ședință importantă la PSD, acolo unde vor fi anunțate până la urmă numele celor doi candidați pentru sectoarele care rămăseseră incerte din punctul de vedere al nominalizării. E vorba despre sectorul al doilea, sectorul al cincilea. Toți liderii Partidului Social Democrat participă la această ședință, l-am văzut intrând și pe Marcel Ciolacu. Pe partea cealaltă a opoziției, AUR, s-ar putea apropia de Cristian Popescu Piedone. George Simion a făcut declarații în acest sens, declarații din care rezultă că e foarte posibil ca Piedone să meargă la alegeri cu AUR, adică să fie susținut pentru candidatura sa la Primăria Generală a Capitalei de AUR. Bun, vă spune, păi AUR a anunțat deja un om candidat, a și ieșit să dea interviuri, a început omul să-și facă și o campanie, nu contează, e foarte posibil ca AUR să retragă pe candidatul anunțat și să se lipească, să se reunească la mijlocul drumului cu domnul Cristian Popescu Piedone. Avem o legătură directă cu analistul politic Alexandru Coita. Bună ziua, mulțumesc mult pentru intervenție, Alex Coita. Bună ziua, mulțumesc și eu pentru invitație. Ar fi o surpriză ca Piedone să fie susținut de AUR? Nu știu dacă ar fi o surpriză. Din punctul meu de vedere, hai să începem cu ceea ce știm. Știm că AUR în momentul de față nu candidat viabil pentru Primăria Generală. Domnul Mihai Enache nu a depășit 10% niciun sondaj, deci este clar sub scorul pe care și-l dorește Partidul AUR, iar un astfel de eșec la București ar da un semnal foarte prost pentru cei din AUR și George Simion în alegerile locale.
Deci Aur nu are candidat. Înțeleg și eu că citesc prin presă, înțeleg că îi caută alt candidat. Vă întrerup o secundă, mergem la PSD unde vorbește Dan Cristian Popescu. Aparent nu mai e el candidatul la primăria sectorului 2. L-ascultăm. Primarul Cârstoiu, sperăm că iese. Voi fi pe Consiliul General, deci pentru viceprimar general. Viceprimar general, deci nu la... Va fi stabilit în birou permanent. Mai este domnul Hopincă în cursă și nu știu dacă mai este altcineva, deci foarte probabil să fie dânsul. Și este o funcție pe care o acceptați? Experiența mea de 10 ani în administrația locală și centrală, cred că o să mă ajute să fiu un bun viceprimar general. Spuneați la soțire că ar fi o decizie incorrectă să vi se ceară să vă retrageți. Cum? Nu, am spus că ar fi fost incorrect ca între cel care a câștigat sondajul și unul care a luat un scor mai mic să fie ales și el, dar acum eu nu mai sunt în cursa pentru sectorul 2, deci o să fie o decizie a partidului. Și pentru sectorul 2 vă veți mobiliza astfel încât să faceți campanie pentru domnul Hopincă? Bineînțeles, voi susține candidatul partidului, care dacă va fi domnul Hopincă, îl voi susține pe dânsul. Din sondaje. E o campanie electorală și vom trage cu toții. Voi fi și eu candidat pentru Consiliul General, deci voi fi în campanie. Are șanse de creștere, domnul Hopincă, în sondaje? Orice candidat are șanse în momentul când se înscrie. Pentru domnul Cârstoiu, o spunea doamna președinta organizației PSD București, doamna Firea, că este deja târziu. Ați început pregătirile pentru campanie, considerați că e târziu, are... Era mult mai bine să înceapă o pre-campanie, să spunem, înainte. Sigur, campania încă nu a început, deci nu putem spune că este târziu. Fiecare candidat are șansa lui. E posibil ca, și sper ca parcursul profesional al domnului Cârstoiu să îl ajute în această campanie și să fie o opțiune validă de vot și de ce nu să fie viitorul primar general. Mă interesează mai mult acum pentru că caindă și eu, cum am spus, pentru poziția de viceprimar general din partea PSD. Cum credeți că ar trebui să comunice mai bine cu oamenii? Pentru că, de exemplu, ieri am văzut că și-a făcut acea pagină de Facebook. Dan Cristian Popescu se știa candidat din partea PSD la primăria sectorului 2. Astăzi a aflat oficial că nu mai e domnia sa candidatul. Va fi Rareș Hopincă, actualul prefect al Capitalei. Surpriza Alex Coita și la PSD, după nemulțumirea de la PNL, probabil că și aici va exista un val de nemulțumire, dar aș vrea să ne întoarcem puțin la declarația, la informațiile, pe surse, cum altfel, că Piedone s-ar putea duce către Aur, ar putea să fie sprijinit de George Simion. Bun, să revenim la Piedone. Spuneam mai devreme că Aur nu are un candidat viabil pentru primăria generală, nu își permite să se facă de râs la aceste alegeri și trebuie un candidat care să aibă șanse să puncteze. Din acest punct de vedere, sigur că dacă ar merge pe varianta de susținere a lui Piedone ca independent, s-ar limpezi foarte mult apele. Ar fi, din punctul meu de vedere, un lucru pozitiv, pentru că până la urmă, fiecare dintre cele trei mari partide și alianțe, PSD, PNL, pe de-o parte, USR cu Forța Dreptă și PMP de a doua parte și Aur, ar avea un candidat cu șanse. Așa este normal. Însă dacă ne uităm la sondajele care au fost prezentate, vedem că, dacă nu rețin greșit, 41% din electoratul Piedone s-ar duce către Nicușor Dan. Deci nu știu cât va reuși Aur să capitalizeze din acest capital de simpatie pe care aparent Piedone îl are. Uh-huh. Cu siguranță ar lua mai mult de 10%. Deci din acest punct de vedere, cred că dacă Aur merge pe varianta Piedone, are o șansă reală să joace la aceste alegeri, însă cursa se relansează, pentru că cei 44% sau cât a spus sondajele care Piedone, nu se mai... Credeți nu că electoratul lui Piedone ar putea să fie deranjat dacă el va candida de la Aur, de exemplu? Păi sigur că da, pentru că dacă avem, eu cred că mulți dintre cei care votează pe Piedone votează de obicei, de exemplu, cu PSD-ul. Aha. Sau cu alți candidați. Uh-huh. Și atunci, cu siguranță, dacă văd că Piedone se asociază cu Aur, un partid care este considerat nefrecventabil de o mare parte a electoratului bucureștean, care este un electorat mai educat, mai informat decât fiind și normal că este capitală, cu siguranță Piedone va pierde multe voturi și cursa se va relansa între ceilalți doi candidați
Nicușor Dan pe de o parte și candidatul susținut de PSD, PNL, de cealaltă parte, medicul Cârstoiu. Deci ar fi evoluție, din punctul meu de vedere, interesantă și naturală. Ar fi o limpezire a apelor, dar să vedem, pentru că până la urmă și Piedone trebuie să accepte, nu? Și înțeleg că și din partea lui Simion a fost o declarație 100% asumată, a spus doar că ea în cap. E o tatonare. Mulțumesc mult, Alex Coita. Vom avea ce să comentăm în săptămânile următoare. Facem o foarte scurtă pauză. Un scandal declanșat de Kremlin, de Moscova, împotriva serviciilor de spionaj occidentale. Oamenii lui Putin arată cu degetul către serviciile occidentale de informații pentru atentatul de la Moscova. Este foarte interesant ceea ce se întâmplă și în Austria, acolo unde pare să fi început războiul împotriva spionilor ruși. Discutăm despre toate după o scurtă pauză. Vă aștept!